Visa Domnul, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi în tocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui prea înalt. Pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum Tatăl vostru și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, cumpe surori, dragi copilași, iubiți oameni al lui Dumnezeu care ne călcați pentru prima dată, Sfântă Biserica în care noi ne adunăm și aducem slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, fiți bineveniți acolo unde este locul oricărui creștin. Fiți bineveniți acasă, pentru că nici unde nu ne simțim mai în siguranță, mai acasă, mai liniștit. Și bine ar fi, fără gânduri, fără remușcări, fără orice pată, dacă vreți, lumească, nici unde nu ne simțim mai desăvârșiți ca în locul în care se adună doi sau trei în numele Celui Sfânt, pentru că El își ține promisiunea și spune acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, mă gândesc că în numele Domnului ați venit astăzi să ne adunăm aici, acolo spune Domnul Iisus, sunt și Eu prezent cu ei. Azi dimineață, înainte să plec de acasă, am zis, Doamne, zi-mi un cuvânt. Și am fost cercetat în Duh printr-o cântare, care spune așa, și vă iau pe tot și vă aduc în această cântare ca să pășim în acest cuvânt de învățătură din cuvintele. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu fii-mi sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Iubiții mei, suntem toți aici, cu toate ale noastre. Chiar dacă ne-am lăsat mașina în parcare, chiar dacă ne-am lăsat casele și pământurile pentru puțin timp, suntem toți aici, spunea un predicator al lui Dumnezeu, încercând să explice cum vine Duhul lui Dumnezeu în om. Și spunea, când vine Duhul Sfânt peste om, vine tot. Pentru că spunea el, eu nu sunt aici numai un picior și un microfon. El vorbea la microfon când se adresa oamenii. Ci sunt tot aici. Așa și dumneavoastră sunteți cu toate ale dumneavoastră în acest loc. Și vă încurajez prin cântarea heruvimilor
să spunem așa, Doamne, aș vrea să las deoparte acolo, în spatele ușii, toată grija cea lumească și să mă dăruiesc cu totul ție. Pentru că dacă mai mi-ai dat o zi la firul vieții mele, înseamnă că mă iubești. Înseamnă că sunt în atenția ta, sunt în lumina ochilor tăi. Nu vreau să vă stârnesc niciun sentiment de frică, dar vreau să vă mărturisesc că toți stăm înaintea celui care are ochii ca para focului, a cărui duh pătrunde până acolo încât desparte măduva de închieturi. Suntem atât de descoperiți în fața Lui, chiar dacă ne-am îmbrăcat cu haine frumoase și am venit la închinare, chiar dacă uneori, și nu cred că este cazul dumneavoastră, pozăm într-o atitudine de creștin, de duminică, sau cum spunem noi ăștia mai tineri, de weekend, și cred că nu este așa, pentru că aș vrea să cred că aici în biserică și acolo frații care ne ascultă pe internet nu sunt creștini de fațadă sau creștini fățarnici, ci sunt creștini în adevăratul sens al cuvântului. Spuneam aici în biserică, cuvântul creștin înseamnă Christianum sum, adică semăn cu Hristos. Noi oricând, scumpii mei, oricând ne putem numi ortodoxi, oricând ne putem numi catolici, o să vedem imediat, oricând ne putem numi adventiști, luterani, martori, jehoviști și pe bună dreptate. Dar a fi creștin este un mare lucru. Să știți că în Sfânta Scriptură acest cuvânt este folosit cu maximă moderație. Doar de 3 ori. Țineți minte, cuvântul creștin în Biblie este folosit doar de 3 ori. Prima oară în Antiohia, ucenicii Domnului au avut curajul să se numească creștini. După ce și-au și văzut materializate faptele, Petru propovăduiește în ziua de Rusalii și 3.000 de suflete, frate, se întorc la Hristos. Pescarul de pe lacul Genizaretului. Un muncitor necalificat. Oamenii vin la Dumnezeu, oamenii se întorc la Dumnezeu și își văd împlinită munca și rodul. Și atunci formează prima comunitate sub numele de creștini, care, culmea, nu avea semnul Sfintei Cruci ca și semn reprezentativ, așa cum îl găsim pe altarele bisericilor noastre sau pe turlele bisericilor noastre. Nu. Și aveau peștele. Acesta a fost semnul primilor creștini. De aceea un creștin adevărat nu se caută după semne. Să nu vă uitați niciodată când intrați într-o biserică, mă, oare ăștia-s de-a noștri? Oare ăștia-s de-a voștri? Oare aici acum e? Mi-amintesc că am fost chemat la o întâlnire, cum o numesc ei, o cină comemorativă a martorilor lui Jehova. Zilnic, două femei, acolo unde lucrez la orăștie, trec și mi-aduc reviste și le citesc. Și vă îndemn și pe dumneavoastră să le citiți. Pentru că am auzit preoți care spun să le aruncați în foc, Dumnezeu să ierte. Cum să arunci în foc? Acolo scrie numele lui Dumnezeu. Și am fost invitat de acele două doamne pusecarde, zice, Părinte, în preajma Paștilor, noi comemorăm cina Domnului. Și am zis, unde? La Casa de Cultură. Minunat! Înseamnă că Dumnezeu poate vorbi în mod egal și într-o casă de cultură ca și într-o biserică. Și în piață ca și la supermarket. Dumneavoastră știți? Îi rog pe frate să vină, sunt locuri aici în față. Vedeți? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Vedeți cum se împlinește cuvântul Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu că biserica este neîncăpătoasă. Construim alta, să o facem mai încăpătoare, că aici sunt oameni de credință.
Și iubiților, m-am dus acolo și așa cum stați dumneavoastră în bănci și ascultați, a venit un om care a predicat cuvântul lui Dumnezeu și vă mărturisesc că l-a predicat bine. Dar după aceea au făcut ceva ce eu n-am înțeles. Au luat potirul, nu era propriu zis un potir, era un pahar mai deosebit, și l-au trecut din mână în mână. La fel au făcut și cu bucățelele de pâine. Și eu m-am uitat, zic, mă, dar aici nu se împărtășește nimeni. Și să mă ierte frații martori că eu nu le bag de vină, spunându-vă lucrul acesta. Dar imediat o să vedeți ce vreau să vă spun. Când a ajuns potirul în dreptul meu, așa de frumos mirosea vinul acela și am zis către prietenul de lângă mă, zic, eu iau o gură. Zice, și mi-a spus respectiv, zice, nu, pentru că nu ai voie să te împărtășești, numai cei 144.000. Vă rog frumos să recitiți Apocalipsa. Numai aceia sunt vrenici să bea sângele mielului. Și atunci eu am zis, dar nu se poate, pentru că în Sfânta mea Scriptură scrie așa, că dacă nu veți bea sângele meu și dacă nu veți mânca trupul meu, nu veți avea viață în mod. Și am zis, ceva nu se potrivește. Dar n-am dus nicio polemică cu cei care erau acolo. Am stat cu minte la locul meu, s-a terminat, am dat mâna cu frații, cu surorile, cum spunem noi, ne-am dat sărutare sfântă în Hristos, Domnul, și am plecat fiecare la ale noastre. M-am dus acasă și l-am întrebat pe Dumnezeu așa, zic, Doamne, ce sunt oamenii aceștia? Pentru că am văzut foarte multe neconcordanțe între ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spun ei. Și vă mărturisesc în numele Domnului, că am auzit vocea Domnului care mi-a spus, aceștia sunt cei care îmi mărturisesc numele. Fiți atenți! Numele cu care eu m-am revelat poporului evreu sub Moise. Dumneavoastră care citiți Sfânta Scriptură și vă îndemn, mă uit și la frații care îi văd acum pentru prima oară. Știți că s-ar putea să ne vedem și pentru ultima oară? Avem o experiență cu cel pentru care îi ridicăm astăzi părăstas, fratele Nicolae. În duminica aceea am spus cuvântul acesta. Și nu vreau să fiu astăzi proroc. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și mă întorc și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, cine sunt oamenii aceștia? Care este mărturia lor? Care este lucrarea lor în biserica ta? Pentru că biserica este a Domnului. Când auziți, veniți la biserica noastră, acolo ceva nu e regulă. Sau veniți la noi, că la noi este adevărul. Nici unde, scumpii mei, dacă găsiți în Sfânta Scriptură, în toată învățătura bisericii, pe cineva care se identifică cu adevărul, în afară de Iisus Hristos Domnul, vă rog frumos să-mi spune și mie. Pentru că eu nu o să mai predic niciodată. Dar nu pot să predic decât cuvântul lui Dumnezeu care spune prin Hristos în Ioan 14, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Și pe această mărturie pe care Hristos o primește de la Petru, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pe această mărturie, spune Domnul, voi zidi biserica, atenție, mea. Deci biserica nu e a noastră, e a Domnului. Eu pot să fac parte sau nu din biserica Domnului. Alegerea este a mea. Dumnezeu mă cheamă să vin la biserică. Locul acesta este o biserică numai atunci când doi sau trei suntem adunați în numele Lui. Eu nu vreau să fac acum o prezență prin ridicarea de mână. Măi, câți ați venit să ne adunăm în numele Domnului? Nu. Că vă cred. Și Dumnezeu să motiveze și sufletul acela care poate a venit doar invitat. Sau poate doar din curiozitate. Și mai mult, mă rog, prin frații și surorile care mijlocesc la această oră când eu predic, motoarele mele din spate, mă rog ca ție să-ți vorbească Dumnezeu, celui care a intrat poate pentru prima oară aici. Pentru că știți ce face Dumnezeu? De multe ori, slăvit să-i fie numele. O lasă pe Ramona, o lasă pe fratele Nicolae, o lasă pe sora Dorina, lasă pe fratele Petru și pe sora Cornelia și zice, îmi place de tine, frate. Domnul să te binecuvinteze. Ție vreau să-ți vorbesc azi.
Sau îmi place de tine, soră, care ai intrat pentru prima oară aici. Ei sunt ai mei de mult. Ei au încheiat un legământ cu mine. Ei sunt copiii mei. Tu s-ar putea să nu fii al meu. De aceea, să spunem cu toții, vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Că nu știm cui dorește Dumnezeu să ne vorbească azi. Poate chiar preotului. Să nu uitați, preotul își predică lui prima și prima dată și după aceea dumneavoastră. Știți ce spune Domnul? Vai mie dacă nu împlinesc. Mie îmi predic. De multe ori mă duc acasă, vă mărturisesc. Se transmite pe internet în direct până în America, în ceasul acesta. Abia s-au trezit frații noștri. Și nu vine să cred, pentru că pe schița de predică nu găsesc cuvântul ăla și zic, ce minunat ești, Doamne. De unde l-ai scos? Eu nu m-am gândit la el. Și toarnă Domnul Duh Sfânt. Și am auzit că ei sunt cei care mărturisesc numele. Care nume? Care nume? Care este numele lui Dumnezeu? Dacă deschidem Sfânta Scriptură, vedem că avem un Dumnezeu Savaot, avem un Dumnezeu atotputernic, avem un Dumnezeu Sfânt, avem un Dumnezeu care vindecă, un Yahweh Raf. Și avem zeci de atribute ale lui Dumnezeu cu care se descrie Dumnezeu pe parcursul Revelației. Dumneavoastră știți că aici am rămas, cei care citesc Sfânta Scriptură, în Exod 3:14, Moise se duce înaintea lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu. Pe munte și vede un rug aprins. Și aude o voce. Și vorbește cu acel Dumnezeu și se adresează. Doamne, mă voi duce la faraon. Și te voi asculta. Și voi conduce poporul prin pustie. Până în Canaan. Dar care este numele tău? Și Dumnezeu a zis. Vă rog să citiți astăzi. Exod 3:14. Și Dumnezeu a zis. Eu sunt Cel ce sunt. Adică, ființa mea este numele meu. Ce nume, spune Dumnezeu, la loc, îmi puteți voi da mie? Ce biserică îmi puteți voi construi mie? Pentru că cerurile și pământul nu mă pot încăpia. Ce înseamnă eu sunt cel ce sunt? Haideți să facem puțin anagramare, dacă vreți, ebraică. Știți cum se traduce această tetragramă? Eu sunt cel ce sunt? YHWH. Limba ebraică pe atunci nu avea vocale. Dar Dumnezeu se revelează lui Moise, lui Aron și întregii creații sub El Elohim, adică El înseamnă Dumnezeu, sau Adonai. S-au luat au, ou, iu din aceste cuvinte, pentru că evreii considerau așa, măi, tetragrama asta este prea sacră. Cum să-i spun eu la Dumnezeu pe nume? Hai să o anagramez, că poate tună și fulgeră Dumnezeu din cer peste mine. De aceea, iubiților, vă atrag atenția astăzi în casa lui Dumnezeu. Când veniți la închinare, să stați ca înaintea unui Dumnezeu. Nu putem sta înaintea lui Dumnezeu oricum. Nu putem veni la orice oră la Dumnezeu, că liturghia a început. Vreau să vă spun un lucru și să nu o luați ca mustrare. Antifonul 1, mărire binecuvântează. Antifonul 2, mărire unului sfânt. Antifonul 3, fericirile. Știți ce sunt? Sunt cântări care pregătesc închinarea, care pregătesc slava Evangheliei. Dacă nu ești de la început la ele, să-L lauzi pe Dumnezeu, tu în momentul în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, tu nu ești pregătit. Exact ca și un fotbalist sau exact ca un tenismen, înainte să intre, să-l dea prima servă, își face încălzirea. Asta este încălzirea noastră. Cu ectenia mare, cererea care cuprinde toată biserica. Urmează antifonul 1, 2, 3. Urmează intrarea cu Sfânta Evanghelie. Vă numesc binecuvântați și nu vă numesc mai puțin binecuvântați, dar vă întreb, cum v-ați simțit azi când ați sărutat Evanghelia? Răspundeți-vă singur. Știți că sunt oameni care n-au sărutat-o? De ce? Haideți să vă spun. Pentru că ai întârziat la întâlnire cu Dumnezeu. Și ai pierdut o binecuvântare. Dau un alt exemplu. Se întâmplă să sune celularul. Nu le iau pe fratele Domnului să-l binecuvânteze că-l cunosc.
fratele meu scump. Ai o problemă, urgență, se întâmplă ceva. Ai ieșit, ai intrat. Ai mai pierdut o binecuvântare, că poate chiar atunci Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție. Se întâmplă ceva, pic o lumânare. Se întâmplă ceva. Ești cu capul acolo și ai pierdut iarăși o binecuvântare. Ai pierdut un im din Sfânta Liturghie sau un cuvânt. Încercați să vă conectați la Dumnezeu când sunteți în casa Lui. Și o să vă vedeți că Dumnezeu vă vorbește direct și personal. Sunt oameni aici pe care eu îi cunosc, care îmi spun, amiaz merenia și a lui Dumnezeu la Ada, Părinte, iară mi-a vorbit Dumnezeu. Nu știu cum. Doar mă duc în fiecare duminică la biserică. Dar când vin aici, parcă iară îmi vorbește Dumnezeu. Părinte, nu știu ce s-a întâmplat când am luat Sfânta Împărtășanie, am simțit ceva, doar mă împărtășesc în fiecare săptămână. De ce? Nu se întâmplă nimic mai deosebit aici. Vedeți? Aș putea să mă laud și aș spune. Sunteți aici că aici ai, mă. Aici e Hristos. Nu. Nu. Când veți auzi lucrul ăsta de la un preot, se spune, auzi, părinte, lasă-ne și du-te. Sau când veți auzi alt părinte care spune, noi suntem buni și noi ați rău. Vorbi de frații martori, Domnul să-i binecuvânteze. Știu că vom fi în cer cu ei. Știu. Mi-a spus-o personal Dumnezeu. Iubiții mei, nu se întâmplă nimic deosebit aici. Nu-i preotul altul decât al dumneavoastră din vinț aici. Nu. Dumneavoastră sunteți alții când veniți aici. Nu-i de vină nici locul că e mai strâmt, nici lemnul. Uitați, avem un iconostas, doi colegi. L-a făcut părintele și cu un coleg de muncă din Lambriuri. Grunt și lac, repede l-am ridicat și l-am pus. Nu-i nimic deosebit aici. Noi îl aducem pe Hristos în biserică și noi îl luăm cu noi și îl ducem acasă. Dumneavoastră l-ați adus și sunt sigur că îl simțiți. Domnul este la lucru. Știți ce face Dumnezeu în clipa aceasta? Se plimbă printre bănci, exact cum se plimba prin străzile Ierusalimului de sculți și spune, îmi place de tine, frate. Îmi place de tine, soră. Îmi place de voi, copilașilor. Îmi place de tine, frate, Ion. Îmi place de voi. Asta spune Dumnezeu prin gura nevrednicului în fața dumneavoastră. Știți de ce spune Dumnezeu asta? Pentru că ne-a creat din iubire, din dragoste. Și astăzi tema pe care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă și pentru care m-am rugat și pentru care am postit și pentru care am invitat frați alături de mine să facă lucrul acesta, este tema iubirii. Vedeți? Uite aici, frate, pune acolo în loc. Tema iubirii. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Ce ar face Dumnezeu dacă ar fi o zi în locul tău? Am stat mult și m-am gândit și am zis așa. Țineți minte propoziția aceasta. Este o frază scurtă. Dumneavoastră, ca și mine, în fiecare zi vă confruntați cu tot felul de situații, cu tot felul de oameni, cu tot felul de cazuri, încercări, strântorări, amărăciuni. Răspundeți-vă, vă rog frumos, la ceea ce vi se întâmplă printr-o întrebare. Ce ar face iubirea? Ce ar face iubirea acum sau în locul meu? Ce ar face iubirea? Scumpii mei, există în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, o lecție de iubire pe care Domnul o dă unui fruntaș al sinagogii. Prin întrebarea zice, bine, să iubești pe aproapele tău, să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima și omul acesta zice, și cine este aproapele meu? Vă aduceți aminte pilda bunului samaritean în numim noi. De ce bun? Că numai Dumnezeu este bun. Vă spun eu că n-a fost atât de bun. A fost doar puțin atent. Și Dumnezeu, iată, îl pomenește până astăzi. Un om a făcut o faptă bună. Nu așteptați răsplată de la oameni.
În cartea vieții lui Dumnezeu se scrie că ai dat un pahar de apă în numele Domnului, că ai primit un sărac, că ai dat un bănuț unei văduve sau unui tânăr. În cartea vieții se scrie să nu așteptați răsplată. Și știți cu toți întâmplarea, în 20 de secunde o redau. Deci un om se cobora de la Ierusalim la Erihon. A căzut între tâlhari. Din întâmplare, vedeți, un preot se cobora pe drumul acela, dar văzându-l, atenție, l-a văzut. A trecut alături. Un levit, adică un cântăreț la strană sau un om care citește apostolul. Trecând din acel loc, a văzut, s-a oprit, zice că levitul, dar iarăși a trecut pe alături. Și un samaritean care era de alt neam, deci nu era ortodox, nu era nici catolic, s-a oprit în dreptul unui ortodox, dacă vreți. Și a zis, măi, bătut e asta. Am un de lemn la mine. Am ceva alcool sau o sticlă de vin. I-a turnat pe rând un de lemn și vin. L-a pus pe dobitocul lui, adică pe măgărușul lui sau pe calul lui. Și l-a dus unde? La un han. Știți ce este hanul? Biserica. Biserica. Aici ar trebui să venim prima oară când ne doare ceva. Și le spun fraților care vin pentru prima oară la noi acasă aici. Ușa asta nu se închide niciodată. Și la ora 12 și la 3 dimineața dumneavoastră puteți să veniți în biserică. Am o bucurie mare. Pentru că florile astea erau aduse azi dimineața, nu știu ce le-a adus. Văd în cartea bisericii, avem o carte, nu-mi place cuvântul de onoare, o carte în care scriu oameni și văd că săptămânal este completat. Văd lăsate pomernici aici, când vin dimineața, cu nume, ne rugăm, părinte, vă rog să vă rugați pentru. Biserica asta nu se închide niciodată. Și dumneavoastră și eu am fost poate și la mănăstiri și am găsit ușa bisericii închisă. Culmea că cutiile cu pomenice și cu bani erau deschise. Am condus personal un grup de moldoveni și știți ce m-a întrebat? Părinte, dar noi unde ne închidem? Păi zic, aici în drum. Unde eram? La mănăstire, la Prisloc. Părinte, dar noi unde ne închidem? Dar cutiile, frate, Ionaș, noi nu le puteam duce amândoi. De pomenice. Și-au pus pomernicele și-am făcut un cerc și-am zis o rugăciune și slăvit să fie Domnul, că s-a coborât Dumnezeu acolo. Pentru că Dumnezeu nu are, știți, delimitări, spații și așa mai departe. Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mici, cum spune cântarea. Și mă întorc. L-a dus la o casă de oaspeți și i-a spus îngrijitorului sau angelului, auzi, eu mă duc în călătorie, nu pot să plec fără bani la mine. Ocupă-te de el. Știți cine e angelul? Uitați-vă aici, preot. Când voi veni, îți voi plăti dacă mai cheltuiesc ceva cu el. Și apoi se pune întrebarea, care dintre cei trei ți se pare că a fost aproape de celui căzut între tâlhari? Și a spus respectiv pe cel care a avut milă cu el. Dar încă o dată, iubiți, acolo era un preot. Acolo era un levit. Oameni care citesc Evanghelia și știu că se iubește pe Domnul Dumnezeu tău, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și așa mai departe. Și au trecut pe alături. O să vedem imediat de ce. Că poate ne regăsim în comportamentul lor și să nu-l mai facem niciodată. Scumpii mei, ce ar face iubirea în locul meu, în situația de față? În cazul în care mâine pot să-l am la servici, sau pot să-l am într-o stație de autobuz, sau pot să-l am dacă mă oprește un polițai și, știți, imediat, numai cu gândul ăla, dar ce am făcut? Da, suntem amendați, dar noi prea mare și așa mai. Ce ar face iubirea în locul meu? Asta este răspunsul la care astăzi trebuie, cu siguranță trebuie, să răspundem fiecare. Iubiților, ce este iubirea? Ce este dragostea? Am căutat definiții în Dex și am fost foarte dezamăgit. Nici nu vi le spun. Vă trimit acasă să le citiți dumneavoastră. Pentru că nu seamănă deloc cu dragostea creștină. Am înțeles așa că dragostea nu este un sentiment. Atenție mare! Dragostea nu este un sentiment. Dragostea, literar vorbind, nu este un substantiv. Ci dragostea este un verb. Pentru cei care vă place gramatica, dragostea înseamnă a face,
Dragostea înseamnă a acționa. Deci îi spui cumva cuiva te iubesc. E simplu. Dacă îi spui cuiva te iubesc și mai dai și 100 de lei, pentru că îl vezi că e necăjit și n-are ce mânca, este cu totul și cu totul altceva. E mai simplu, nu? Mulțumesc. Iubiților, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, pentru cei care iubiți Sfânta Scriptură, versetul 34-35 se spune așa: vă dau o poruncă nouă, spune Domnul Iisus. Deci au fost setul de 10, poruncile morale date poporului evreu, și vine porunca nouă: vă dau o poruncă nouă. Atenție! Să vă iubiți unii pe alții. Vă rog frumos să spuneți aici, unde e vorba de ortodox, catolic, pentecostal, musulman, liber cugetător ca domnul Iliescu sau ce vreți dumneavoastră. Nu, zice așa: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spune Domnul, dacă veți avea dragoste între noi. Deci știți ce face Iisus? Nu desfințează cele 10 porunci. Nu. Ne mai pune una. Astăzi, știți cum se cheamă predica mea? Porunca 11. Predica mea se cheamă porunca 11. Porunca iubirii. Deci, nu vă dau o poruncă nouă, ci vă dau o poruncă care spune să vă iubiți unii pe alții. Pentru că prin aceasta vor cunoaște, subliniez cuvântul cunoaște, nu ne vor cunoaște după turbe, nu ne vom cunoaște după veșmintele preoțești, nu ne vor cunoaște după icoane, nu ne vor cunoaște după cădelniță sau după taxa bisericii. Ne vor cunoaște după dragoste, după iubire. Pentru că toate celelalte pălesc în egalitate cu dragoste. Dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Dacă nu ai iubire, nu ai nimic. Probați lucrul acesta. Există un frate care ne spune și se adresează de multe ori bisericii și spune: măi, aricilor, tot timpul va arăta sepii unei altă și mușchii. Păi tu cu mine te pui, frate, hai să-ți arăt eu ce am în curte. Hai să-ți arăt eu cum stau cu conturile din bancă. Hai să-ți arăt eu, cu mine vorbești. Și Domnul spune: nu, ești un mare zero, nu ai nimic. Nici hainele de pe tine, dacă nu ai dragoste. Sunteți de acord cu mine că pe drumul acela, de la Ierusalim, la Erihon, au trecut cel puțin 6 oameni? Haideți să enumerăm puțin. 2 tâlhari. Minim 2, că zice, a căzut între tâlhari, la plural vorbește. Un preot, un levit, cel căzut între tâlhari și bunul samaritean. Fiți atenți, filozofie de viață, soră Maria. Ai putea oricând să mergi pe drumul acela, ai putea să fii în pielea celor trei personaje, preot, levit sau samaritean, ai putea să fii cel căzut sau ai putea să fii tâlharii. Filozofie de viață. Ai cel puțin, dar nu-s mai multe, trei posibilități. Ai cel puțin trei filozofii de viață în care să acționezi tu ca și creștin sau ca necreștin. Unu, ce este al tău, frate, ce este al tău e al meu. Adică te-am prins la ananghie, îți iau și hainele de pe tine, îți iau tot. Cam așa zic băncile din România. Și al tău, în momentul în care vii și pui ipoteca, e al meu. Până nu plătești ultimul bănuț, ce al tău e al meu. Asta este prima filozofie de viață. Scumpii mei, nu vă mai băga singur capul în jug. Nu vă mai băgați singur capul în jur. Pentru că până nu plătim și dobânda, asta este lumea, ne cere totul cu dobânda. Nu-l putem trage afară. Și după aceea ne întrebăm, dar nu se poate că mă duc în casa lui Dumnezeu și mă împărtășesc și nu-s fericit. Nu se poate că ieri m-am spovedit, ce-mi lipsește, Doamne? Asta îmi lipsește. Mai ai o datorie la cineva. Mai ai un cuvânt de neiertare cu cineva.
Nu te-ai împăcat cu aproapele tău. Ești cu toată lumea împăcat, dar mai e unul pe care nu poți să-l ierți. Pentru acela, diavolul râde în fața lui Iisus Hristos, Domnul nostru, și zice, ți-ai văzut sluga? Predică frumos, deosebit. Dar pe unul nu-l poate ierta. Și Dumnezeu zice, zero. Știți cu ce se mulțumește diavolul din viața noastră? Cu procente. 1% dacă îi dați, vă are tot. Tot ce sunteți, cu casă, cu avere, cu soacră, cu cumnat, cu tot. 1% dacă îi dați diavolului. O patimă, o neiertare, o răutate, un cuvânt spus cândva. O zi care trece și n-a spus iartă-mă. Sau nu mă împac cu aproapele meu. Un telefon. Știți că sunteți la un telefon de iad sau la un telefon de rai. Pentru că la ce folos, scumpii mei, să spunem azi cu toții, fratele, vedeți cum îl aducem în predică, față de fratele Nicolae, Dumnezeu să-l ierte, dacă cât timp a fost în viață, nu l-am cercetat. Dumnezeu să-l ierte, părinte. Să-l ierte, Dumnezeu. Nu că zice preotul, că vine prima dată la căpătâiul unui plecat la Domn. Dumnezeu să-l odinească. Cam târziu. Cam târziu îl cercetăm atunci. Cam târziu. Pentru că au fost momente în care el poate a avut nevoie doar de o vorbă sau doar de un compot la spital și nu l-am cercetat și nu am fost la căpătâiul lui și nu i-am zis nimic. Și venim acum după 6 săptămâni să ne rugăm ca Dumnezeu să-l ierte. Nu, știți ce spune Dumnezeu? Dumnezeu să vă ierte pe voi. Uitați-vă că suntem aici. Dacă am fi fost în ziua aceea la căpătâiul lui numai jumătate, să punem genunchiul jos și să spunem, Doamne, mai lasă-l o săptămână. Cum s-a dus omul din Evanghelie când a găsit omul fără rod? Și a zis, Tată, mai lasă-l, Doamne. Nu-l tăia acum, că la anul va rodi. Eu am mărturia biblică că Dumnezeu îl mai lăsa o săptămână. Iubiții mei, nu vă lăsați mântuirea sufletului pe baza unei pomeni sau unei părăstas. Nu vă lăsați, vorbesc cu cei mai în vârstă care au părul alb. Nu vă lăsați mântuirea sufletului pe baza copiilor dumneavoastră, spunându-le sau scriindu-le, eu după ce mor, să mă îmbrăcați așa, să-mi faceți părăstasul așa, să dați la popa atât, să dați la cantorul așa, să-mi cânte fanfara, să-l aduceți pe Domnul Luci și să-mi faceți pomană și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt egale cu zero. Știi cât îți poți rezolva problema mântuirii tale? Cât timp îți mai bate tic? Că următorul tac s-ar putea să nu-l mai ai. Cât timp îți bate o inimă în piept? Astăzi, spune Dumnezeu, dacă auziți glasul meu, întoarceți-vă. Astăzi puteți să fiți ai mei sau nu puteți să fiți ai mei. Nu vă lăsați mântuirea pe seama preoților. Ați auzit ce spune un preot? Că nu vă mută preotul din iad în rai. Și nu vă așează în loc luminos, în locul verdeață. Preotul. Ci dumneavoastră vă așezați. Țineți minte lucrul acesta. Avem pilda cu bogatul și cu Lazar. Deci auzi, nu poți, părinte Avrame, să trimiți în casa mea pe care va să le spună să nu ajungă în locul ăsta de chin. Știți ce a spus? Avram, iau pe Moise și pe proroci, adică asta. Biblia. O citești? Dacă nu o citești, ai mari probleme cu creștinismul. Nu ești un creștin dacă nu citești scrisoarea de dragoste, de iubire al lui Dumnezeu. Scumpii mei, să nu ne vinde în gogoșul de noi. Nu vă lăsați mântuirea pe seama altora. Cel mai mare necaz de scrisoare. Doamne, și eu vreau să fiu mântuit. Doamne, ce trebuie să fac? Lasă, vin în casa ta. Lasă aici, las pe mochetă păcatele, tristețile, amărăciunile, avorturile, tot las aici. Pentru că tu ai prins o femeie în prea curvie, Doamne. Așa scrie tu în Biblie și ai zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu mai sunt, atunci nici eu nu te părăsc. Înaintea Tatălui. Du-te și nu mai fă. Vă dați seama ce Dumnezeu avem? De ce nu experimentăm un Dumnezeu al iubirii? De ce nu credem că Dumnezeu mă poate ierta indiferent ce păcat aș fi făcut?
Șepte pop din șepte sate să te spere de păcate, cum zice cântarea, nu vă trebuie niciun preot. În casa dumneavoastră, cu Biblia în mână pe genunchi, cu capul pe plecat, citești un verset și zici, Doamne, sunt aici, mă cunoști, sunt un nemernic, sunt un gunoi, sunt o păcătoasă, mi-am ucis propriul copil în pântece. Doamne, zi un cuvânt. Știi ce zice Domnul? Te iubesc. Te iubesc cu o iubire sfântă. Știți unde era Dumnezeu, sora Maria, când poporul cu Moise în frunte se bucurau că a trecut prin Marea Roșie și sărbătoreau în pustie victoria trecerii și ieșirea din Egipt? Pe genunchi, plângând pentru egipteni. Acolo era Dumnezeu. Credeți că a fost indiferent că a ucis atâția care și atâția oameni? De câte ori l-a trimis pe Moise la ei, la faraon? De câte ori? Faraoane, pocăiește-te. Faraoane, uite aici toiagul, arunc, se face șarpe. Faraoane, îți place să dor cu broaștele în pat? Nicio problemă, de seară te rezolv. Faraoane, vrei să bei sânge de la robinet în loc de apă? Nicio problemă, te rezolv. Așa îl trimite Dumnezeu pe Fiul nostru, prin preot, printr-o încercare, prin plecarea unui frate drag la noi de multe ori. Știți de ce? Pentru că ne iubește. Dar într-o zi, marea iubire și marea dreptate a lui Dumnezeu spune atât. Fiule, până aici. Dumnezeu are o infinită iubire față de tine, dar și are și o limită în iubire. Știți care este limita? Cuvântul atât. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu până azi, până aici. De am spus la început că s-ar putea să fie ultima liturghie, ultima predică. Tot așa vrei să pleci de la biserică. Câte Paști, mă la frații cu părul alb, câte Paști nu au venit peste dumneavoastră? Și cu lumânarea a cântat, Hristos a înviat și nu crede. Și pe urmă a mers și a luat-o cu lumea de la început și pe urmă a întins mâna femeile într-un moment de rătăcire unei femei ghicitoare în palme. Ce zic horoscoapele? Ce zice zodiacul? Cu aceeași mână cu care am venit și am întins spre împărtășanie. Pentru că suntem niște fățarni și niște superficiale în urmare. Și Dumnezeu zice nu. Astăzi toate le vreau să le uit, pentru că te iubesc. Le dau deoparte pe toate, pentru că te iubesc. Te iubesc cu o iubire veșnică. Dau popoare pentru tine. Pentru ca să ajungi în împărăția mea. Prima filozofie de viață, n-ați uitat. Ce al meu? E al tău. Mă iertați. Ce al tău e al meu. Da? Doi. Ce al meu e al meu. Ce al meu este al meu. A zis preotul. Măi, slujba mea. Sunt în drum spre biserică. Le-ai zis tot la fel. Cum pot să mă abat? Lasă-l pe ăla, că poate vine unul în urma mea. Eu nu pot. Ce al meu e al meu. Ați încercat să luați Suzeta la un copilaș mic? De acolo, din pături. Să vedeți cum se întinde după ea și imediat plânge. Ați încercat să-i luați mașinuța la unul de două zile. Și al meu, al meu, nu cumva să-mi iei jucăriile. Ne naștem cu ideea asta, ce al meu, e al meu. Și acum a treia filozofie de viață care vă invide astăzi să o practicați. Pentru că la ce folos dragoste fără Hristos? Spunea cineva. Ce folos dragoste fără Hristos? Ce al meu e al tău. Ce al meu e al tău, frate. Ce al tău, frate, e al meu. Poate n-ați experimentat asta niciodată, de asta e creștinismul. Bunul samaritean. E un de lemnul meu, e vinul meu, e calul meu, e mașina mea, îți bănuții mei, nimic. Dacă întârzi la biserică, frate, eu n-aș. Făcând bine unui om pe drumul țării, știi cine te va penaliza? Un înger. Și îți va spune, bă, a început liturghia. Dar știi ce va face Dumnezeu? Taci! Taci, îngerei, va da peste urechiușă sau peste aripi. Și va spune, eu am fost în persoana aia pentru care el s-a oprit pe marginea drumului. Taci, el a făcut un bine. Ce al meu e al tău și ce al tău fie al meu. Păi de ce spunem faptele apostolilor că își puneau toate la un loc? Și bănuții,
și prăjitura și tot ce găteau și erau fericiți. Mai trăim noi un creștinism autentic? Ne-am îndepărtat, iubiților. Uitați-vă că ne-am pus garduri între noi. Le-am înălțat când mai sus. Nu cumva să vadă vecinul și la mine în curte. Nu cumva să intre cineva la mine în dormitor, că acolo e intimitatea mea. O să fie intimitatea ta, dacă nu-i Domnul acolo, ești un mare zero. Fiecare cu conturile lui, cu bănuții lui, fiecare cu dedesubturile lui, fiecare. Și Dumnezeu se uită și le vede pe toate și zice, ăștia-s creștinii mei. O, Doamne. Iubiții mei, iubirea este cea care ne leagă și ura este cea care ne dezbină. Știți ce spunea Socrate, marele filozof? Îl învățăm toți la teologie. Zice, nu fă la altul ce nu ai vrea să ți se facă ție. Zicea bine, dar nu era complet, pentru că vine Hristos și zice, fă la altul ce ai vrea să ți se facă ție. Luca 6,31. Ceea ce nu-ți place, altuia nu face. Și iarăși, după cele trei feluri de a acționa, există trei feluri de a acționa în fața circumstanțelor vieții, în raport cu iubirea sau cu neiubirea. 1. Să fii un simplu trecător. Ați văzut cu toți, cu siguranță, când se întâmplă un accident pe șosea, cine sunt primii care ajung la fața locului? Nu îi zmurdu. Din păcate. Un gură cască ajunge la fața locului. Și zice, vai, așa e trebuie, că trecu pe lângă mine cu 180. Și la care nevastă, hai mă că întârziem. Se bate în mașină și pleacă. Trecător. S-ar putea să fii doar trecător astăzi prin biserică. Și să nu îl simți pe Hristos. Și el să se oprească în dreptul tău. 2. Se opresc și apoi trec. Vai de mine cât de sânt, cât sânge aici. Uită-te că nici ea nu suflă, uită-te că-s doi copii acolo aruncați pe drum. Băgătorii de vină. Știți că există pe lume trei tipuri de oameni. Oamenii care fac ca lucrurile să se întâmple. Oamenii care muncesc cinstit și își primesc bănuțul și ăla amărât. 2. Oamenii care nu fac nimic. Și oamenii care bagă de vină și lăia care fac și lăia care nu fac. Din această categorie noi românii suntem mulți. Băgător de vină. Ce știe pe cartea ta de muncă? Băgător de vină. Știți că Dumnezeu când a creat omul, din așchile rezultate de la crearea omului, știți ce a făcut? Criticii. L-a făcut pe om și a zis, e bun, e frumos. Și a rămas ceva lut acolo de modelat și a făcut criticii. Atâta suntem noi de bun la băgat de vină, la criticat. Nu vedeți și la televizor. Se întâmplă ceva? Un preot a făcut aia. Un profesor de sport. De ce nu zice un om a violat? Sau un om a făcut prostia? Nu? Pentru că s-a tace unde? În instituția care se cheamă biserică. S-a tace în Hristos. Nedându-se seama că atacă de fapt în El. Pentru că ne dăm arama pe față și ne văd străinii cine suntem. Și zice, românașul nostru, dumneavoastră vă puteți imagina, frate, am venit din Austria și m-am oprit să mănânc un gulaș. Eu am auzit de gulaș. La noi, la Orăștie, nu se face. La dumneavoastră, la Cluj, se face. Și eram atât de curios că scria mare gulaș. Și erau locuri la masă. Vă mărturisesc în numele Domnului. Nu eram îmbrăcat în reverendă. Am venit din Austria. Am fost într-o excursie cu soția și cu colegele ei de școală. Și erau locuri la masă. Și când m-a auzit ungurul că vorbesc românește, a zis, nu-i voi aici. La următoarea firmă, peste 100 de kilometri, vă servește. Doar că a auzit că sunt român. De ce? Pentru că a fost unul înaintea mea și m-a făcut de minune ca nație. Înainte ca lucrurile să se schimbe, oamenii trebuie să se schimbe. Suntem direct răspunzători și pentru hârtia care o aruncăm jos, dar și pentru hârtia care nu o ridică jos. O aruncă unul. Și eu trec, lasă-o acolo, dar n-am aruncat, doar nu o să mă murdăresc eu cu mânuțele. Și noi iau și o pun în coșuleț. Suntem direct răspunzători. Și unii, și alții. Și ea care merg înainte, și ăștia care venim după. Și din păcate, uitați-vă, că ne tragem ponoasele de mult. De mult. Să nu mai dați vina
pe nu știu care că l-a omorât pe Ceaușescu. Încă 4 generații vor plăti pentru treaba asta dacă mai ține Dumnezeu lumea. Dumneavoastră să dați vina pe conducătorii țării care s-au unit cu rușii, să fi vorbit azi toți nemțește, să fi zis la toți azi în loc de iubire, ich liebe dich, că de la ruși nu a venit nimica bun, numai vodka. Eu n-am nimic cu poporul rus, Domnul să-i binecuvinteze. Dar cea mai mare greșeală am făcut-o atunci, când civilizați, știți ce spunea frate, mama mea? Deci au trecut rușii pe la noi plini de păduchi și am culcat în pod și au venit nemții în urma lor și mi-au dat ciocolată. Mama mea era ca Maria. Iar a ținut treaba asta de mică. Au venit și mi-au dat ciocolată. O zic că erau, știți cum, la dungă călcați, civilizați. Asta am vrut să spun. Creștinismul presupune civilizație, presupune oameni noi, presupun oameni corecți, oameni cinstiți. Păi frate, dacă îi zic la sora Maria că eu la 6 sunt Cluj, dacă mă duc la 6 și un sfert, repede la spovedanie, e păcat ca din ții. Ți-am furat 15 minute din timpul tău în care puteai să faci altceva și tu m-ai așteptat. Creștinismul înseamnă mult. Suntem chemați să dăm mult pentru că ni s-a dat mult. O mare jertfă de răscumpărare. Deci primii au zis că se opresc, privesc și trec. Al doilea se opresc, constată și trec. Și alții se opresc și fac ceva. De obicei sunt cei de la smurt. Domnul să-i binecuvinteze. Dar ce face ca să vedeți gravitatea unui lucru și să vă vedeți pe dumneavoastră în raport cu iubirea lui Dumnezeu? Ce face paramedicul când se oprește la un accident? Prima dată se duce, vede că unul cu piciorul, nu-i nimic, lăsați-l deoparte. Unul abia-și trage sub, la ăla se duce. La ăla mai greu, da? La ăla mai încercat, la ăla cu mai multe păcate, la ăla mai lovit. Așa face și Dumnezeu. Dumneavoastră, dacă vă bate o inimă în piept, dacă aveți ceva pe masă, dacă aveți, cum spunem noi, sănătate, că e mai bună decât toate, să nu mai spuneți asta niciodată. Că așa de frumos poți să mergi în iad sănătos, de nu-i adevărat. Nu sănătatea e mai bună decât toate, Domnul Iisus e mai bună decât toate. Dacă l-am, sunt și cu sănătate, dar nu pot să fiu cel mai sănătos. La cine se duce, a spus, la ăla care e mai greu lovit, încercat. Da? Așa privește Dumnezeu și în dreptul unui păcătos. Cele mai mari păcate. Ne lasă pe toți deoparte și spune, da, îmi place de tine. Tu ești problema mea, eu pentru tine am venit azi la luci în biserică. Pentru tine, păcătosul, cinste cui te-a adus aici? Să-l iubiți pe omul care v-a adus la biserică și care v-a invitat. Nici n-aș știu ce veți găsi, așa-i? Așa m-am dus și eu să filmez o întâlnire și nu știam că Dumnezeu vrea să vorbească mie. Și mi-a schimbat viața 180 de grade. Un predicator spune de la om, fraților, să ne întoarce la Dumnezeu cu 360 de grade. Adică tot acolo. Doamne, iartă! Deci aveți grijă când faceți comparații cu gradele, lăsați mai bine geometria deoparte. Deci să ne întoarce la Domnul cu 360 de grade, adică tot acolo în poziția asta, nu se schimbe nimic. Nu, 180 de grade. Adică am fost cu lumea, mă întorc cu spatele la lume și cu fața la Dumnezeu. Iubiților, vă dau niște repere astăzi, că poate vă regăsiți în ele. Și bine ar fi să luați numai aceste lucruri, că sunteți oameni cu discernământ. 1. Dragostea este satisfacerea unei nevoi. Am spus că dragostea este un verb, nu este un sentiment. Te iubesc. Și? E bun și cât un te iubesc. V-am povestit povestea cu o martie. Mi-ești dragă. N-a putut să-i spună te iubesc. Soție, te spun doar mi-ești dragă. Fraților, noi le-am spus odată că le-am luat că le iubim. Nu ne luăm vorba înapoi. După ani de zile, predicatorul i-a invitat pe oameni să bărbați să le ducă câte o floare la soții și să le spună te iubesc. Și el s-a dus tremurat tot cu floarea în mână. Când l-a văzut doamna cu flori, numai să leșine, că le-a adus flori de 20 de ani. Și i-a tins florile și a zis, nu ești dragă. Deci nu i-a spus te iubesc. Ați înțeles? E bun și un te iubesc, dar trebuie neapărat să fie urmat de un gest, de o floare, de ceva. 1. Dragostea este satisfacerea unei nevoi. Opusul dragostei, iubiții mei, nu este ură. Și opusul dragostei este indiferența. Să treci indiferent, văzând un caz, o nevoie, știi că ai putea interveni
Și nu, eu sunt în brus pe serviciu, eu întârzi. E problema mea, nu mă interesează pe mine. Nu-i drumul meu pe acolo. Ocolesc. E fratele Ioneaș cu roata spartă, nu-i nimic. Eu trebuie să mă grăbesc să ajung la biserică. Știți ce a făcut un predicator? A zis, părinte, sunteți cel mai bun în conferințe. Haideți la noi. Și exact un caz similar, unul cu roata, cu cauciucul pe drum. A trecut pe lângă el, deși avea și pompă, și triunghi, și tot. Știți care era tema conferinței? Iubirea aproape lui. El nu știut. Știți ce le-a spus? Fraților, eu astăzi nu pot să predic. Pentru că tocmai mă făcui de minune cu Dumnezeu acum 5 minute cu o pană, cu un cauciuc. Nu vreți să-l faceți, să-l puneți pe altul să predice. Nu mai vorbiți de Iisus dacă nu-l aveți. Deschideți Sfânta Scriptură și citiți un psalm. Sau citiți din Învățătura Domnului Iisus din Matei capitolul 5, Predica de pe munte. Dar nu mai vorbiți despre ceea ce nu aveți. Pentru că oamenii vor să-L vadă în noi pe Hristos. Și dacă eu nu pot să-i dau la soare ceva ce nu am, atunci de ce să vină aici să mă ascultă? Că vine de la Cluj. Nu? Sau dumneavoastră? Nu vă uitați la oameni, că spune Dumnezeu să nu treci la fața omului, ci pur și simplu dați-mi voie să vă învăț să fiți puțin egoiști în creștinism. Cu alte cuvinte, de când sunt cu omul ăsta pe drum, eu am crescut în Hristos sau am scăzut în Hristos? De când beau cafeaua cu prietena mea de palier sau cu vecina, eu am crescut sau am scăzut? De când mă uit la emisiunea aia sau la telenovela aia, eu am scăzut sau am crescut? Nu trebuie să dai pe vecina afară din casă, dar să-i spui, auzi, vecină, hai, uite și ne învățăm duminică, părinte, la biserică. Hai, deschidem Biblia, că zice, voi când vă adunați să cântați o cântare și să ziceți un psalm. Matale, știi psalmul 23? Asta vă învățăm. Uite, eu îl citesc și Matale zici după mine. Faceți lucrul ăsta. Invitați oameni la masă și fac surorile noastre, dragi, plăcinte și felul 2 și salate de ne iau ochii, numai când ne gândim, am o foame de vă mănânc pe toți. Așa, n-am mâncat nimic de aseară. Bun, nu-i nimic. Și, ascultați-mă, vine toată lumea la masă. Ce să zicem un tatăl nostru, că mi-e rușine. S-a ridicat o micuță într-un restaurant și a întrebat, erau toți, mămici, cu copii. Bă, aici nu se roagă nimeni. O înghețat chelnerul cu tavă. Roagă-te, fica mea, a zis chelnerul. Pus mânuțele, fetița, Doamne, binecuvântează bucatele de pe masă. Amin. Atât. Scumpii mei, suntem creștini. De 2000 de ani cu pumnul în piept. La noi e adevărul. Și așa ușor îl vindem pe Hristos, printr-o jurătură. Printr-un cuvânt, printr-o faptă de 2 bani. Scumpii mei, dragostea este satisfacerea unei nevoi. Opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Să fii indiferent, a trece și a nu te opri. Nu-i nimic, lasă-te întârzi. În 1 Ioan 3,18 zice așa, copilașilor, să nu iubim doar cu vorba, ci și cu fapta și cu adevărul. Preotul, știți ce s-a gândit? Știți ce s-a gândit preotul? Eu dacă mă ating de ăla căzut că era și plin de sânge, eu voi fi necurat până seara. Eu nu pot sluji în rândul cetei mele. Nu pot intra în Sfânta Sfintelor murdar. Vedeți ce fățărnicie? O lege din Vechiul Testament care zice că femeia sau bărbatul care va avea o scurgere de sânge va fi necurată până seara. No, haideți să învățăm odată onor poporul român pentru totdeauna. Îți mulțumesc, Iisus! Ce se va întâmpla cu femeile noastre scumpe la răpirea bisericii în ziua în care ele vor avea? Știți dumneavoastră ce? Se va uita Domnul și va zice, o las pe sora jos că ea e la perioadă. Vai fățarnii suntem. Să nu vă mai oprească nimeni să veniți la împărtășare. Să nu vă mai oprească nimeni. Pentru că suntem în secolul 21. Și avem atâtea mijloace contraceptive de nu-i adevărat. Prunci, știm să nu facem, folosim de alte lucruri. Dar zice, măi, eu nu mă ating de gen. Nu, te poți atinge. Pentru că ce-a binecuvântat Dumnezeu în Sfânta Scriptură,
Nu întinezi tu. Știți că s-a coborât cea ceafă înaintea lui Petru și a zis, taie și mănâncă Petru, cum să mănânc carne de porc? Că n-am mâncat niciodată, taie și mănâncă, mă, că ce-am binecuvântat eu, tu poți să mănânci. Vine postul, surorile ne pot învăța și pe noi, ăștia mai tineri. Te invită un necredincios la masă. El nu postește și tu ești în a 21-a zi de post și te trezești cu dita mai șunca, dita mai copanu și zici, știți, dar eu postez. Oh, ți s-a dus alea 21, nimeni nu l-a văzut Dumnezeu. Nu te arăta că postești. Mănâncă tot ce ți se pune înainte. Că nu ți întrerup ziua de post. Te duci acasă și te rogi. Știți ce a zis un preot la mormântarea fratelui meu, Domnul să-l ierte. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-aduci aminte. Știți că aveam 14 ani. Ori făcut bunicile mele, Dumnezeu să-l ierte, și de post, și de fruct. Și o zice, noi acum mâncăm, ce ne puneți înainte, că păcatul e a vostru. Frumos, frumos cuvânt. Înțelept cuvânt, de preot cuvânt, de doctorant cuvânt, cu diplomă. Poate era și econom ca mine, și stavrofor, purtător de cruce. Înțelept cuvânt. Adică vin la tine și îmi dai cel mai bun frigider. Și îmi spun, nu, sora Maria, că eu postez. Mă, du-te cu postul tău, puteți. Așa îmi spune la tine. Atunci se luați mâncarea dinaintea lui și se spune, nu postește că noi mâncăm, uite-te la noi. Ai, ce bun e. Nu postește, că te-ai lăudat. Nu vă pierdeți credința și nu fi superficial. Iubiții mei, dragostea este satisfacerea unei nevoi. În Iacov 2, 13 cu 17 se spune, credința fără fapte e moartă. Hai, soră, să-ți arăt credința mea și tu zici, hai, părinte, să-ți arăt faptele mele. V-am povestit. Se rugau. De o lună de zile se rugau, vis-a-vis de biserică s-a deschis o crâjmă. Să se întâmple ceva cu crâjma aia, că jumătate din oameni intrau la crâjmă, jumătate virau la giratoriu pe a doua ieșire la biserică. Și-a zis preotul cu comunitar, mă, trebuie să faci ceva, să poate. Ăștia ne iau toată concurența. Și s-au rugat, au postit. Și o soră bătrână, cum ar fi sora Ana, Domnul să te binecuvinteze că nu ești bătrână. O zis, mă, părinte, pentru ce vă rugați? Să vă la spital și nu au prea bine. Pentru ce, soră, ne rugăm pentru crâșma să se întâmple ceva cu ea. Bine, mă rog și eu. A doua zi o ars crâșma din temelii. Tot o ars. S-a dus părintele, numai că l-au luat și prapurii, la sora acasă. Soră, soră, ce credință! Ce credință! Păi părinte, zice, Biblia mea scrie că să unești credința cu fapta. Zice, le-am pus diufa. Și am rezolvat rapid. Că așa scrie în Biblie, zice, credința fără fapte e moarte. Eu m-am dus cu chibritul și am rezolvat rapid. Nu, să vă puteați ruga de 3 luni, că eu am rezolvat într-o seară. Ați înțeles, cumpii mei? Hai să unim credința cu fapta. Hai să nu mai fim superficiali. 2. Dragostea este satisfacerea unei nevoi, atenție, a oricărei persoane. No, la examenul ăsta suntem toți căzuți. Asta. Tu nu ești ortodox. Tu nu pui picoarele ca mine. Vine penticostalul și zice, bă, sigur, bă. Vine martorul și zice, sau adventistul, tu nu ce este ziua șeptea ca mine? Și căutați voi să vă rugați duminica, că noi toți suntem pe burtă, duminica sâmbătă. Nu mai faceți diferențe pentru numele lui Dumnezeu. Știți cum ne iubește Dumnezeu? Cum răsare soarele și cum trimite ploaia și mai trimite din când în când și câte un cutremur să ne mai scuture, să ne mai trezească. Că suntem cam înțepeniți. Îi mai trezesc și pe ăștia de la calculatoare când începe monitorul și tastatura să joace și aici aminte, dintr-o dată devine mistic. 100 de cruci, rugăciune, unei icoană, s-o pup, Biblia pe masă, hai să facem o rugăciune. Cum vă trimită Dumnezeu soarele peste toți și peste mine și peste dumneavoastră? Așa e iubirea lui. Așa trebuie să iubesc și eu. Dacă ești un creștin adevărat, niciodată nu întreba, auzi tu din ce biserică faci parte. Domnul să vă binecuvinteze. N-ați întârziat, am început noi mai devreme. Domnul să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați.
Haide, scumpii mei, frate, haide aici lângă mine, să vezi ce bine se aude. Haideți aici, haideți. Faceți-le loc, faceți-le loc. Totul e, toată lumea e bine primită la casa lui, aici, frate. Fii binecuvântat. Slavă Domnului. Scumpii mei, țineți minte. Dragostea este satisfacerea unei nevoi a oricărei persoane. Cum l-a chemat pe omul căzut între tâlhar, soră Maria? Un om a căzut între tâlhar. Cum l-a chemat pe samariteanul care l-a ajutat? Un samaritean. Adică unul de la Vinț, sau unul de la Botoșan, sau unul de la... Nu este important numele meu, ci este important ce fac eu. Pentru că s-ar putea, și-a mai spus-o aici, zice, măi, eu nu mă duc la biserică la Luj, că se supără popa pe mine că eu sunt botezat acolo. Tu nu ești botezat acolo, tu ești botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru că dăm voie să te întreb ceva. Dacă te duci la supermarket și te apuci și compari prețurile, îți cumperi ce vrei, așa-i? Nu ce spune vânzătoarea, mergeți la reducere că e parizelul mai ieftin. Nu, eu nu mănânc areieuri. Deci dacă faci atâta diferență între produsul cu grăsime, fără, produsul cu dulciuri, glucide, fără, lași atât de superficial mântuirea, spunând, măi, eu ce mă țând, e iconostasul ăsta, nu mă lac, ăsta-i meu. Eu în religia asta m-am născut, eu în asta vreau să mor. Dă-mi voie să spun că nu te-ai născut în religie. Te-ai născut binecuvântat să fii, dacă te-ai născut într-o maternitate. Și ți-a fost una pe acolo, moașe, care poate nu știe nici tatăl nostru, te-a băgat puțin la incubator ca să fie căldut și pe urmă te-ai trezit după 6 săptămâni ștung în apă botezului fără voia ta. Și pe urmă te văd eu pe la 18 ani cu țigara, auzi, hai de la mine că mai e fum. Și cu sticla și cu adălmașul pe după. Și îmi dăm voie să mă îndoiesc puțin de creștinismul ăla care l-ai primit la botez. 1 Ioan 1:12. Soră, vă iubesc. Că nu nici n-ați clipit astăzi la predică. Domnul să vă binecuvânteze. Așa am fost și eu. Când am intrat în biserica unde a vorbit Dumnezeu. Ascultați, sora mea scumpă. Citesc, să audă tot onor poporul român. Dar tuturor celor care l-au primit, auzi că trebuie să-l primim pe Domnul Iisus, nu prin așa, moașă și așa mai departe, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, nu să se nască copii al lui Dumnezeu. Auzi că creștinii nu se nasc, creștinii se fac. Că dacă aici peste România erau musulmani, azi eram toți cu în lotus. Și așteptam binecuvântatul Ramadan. Și ne cânta fratele Ionaș de acolo cu... Scumpii mei, creștinii se fac. Dacă ești așa de atent, cum am spus, cu produsele alimentare, nu-ți lăsa mântuirea pe locul 2. Fii atent ce faci cu viața ta, cu sufletul tău și cu mântuirea ta. 2, am zis, dragostea este satisfacerea oricărei nevoi a oricărei persoane. Cine este aproapele meu? Sora, fată. Nu-l cunosc pe fratele, el este aproapele meu. Nu-l întreba, auzi, ești ortodox, ești ca mine, hai că te ajut. Ești de pe strada mea, hai, ești vecinul meu, cum să nu? M-am mai învățat, când vine un amărât și vă cere bani, ăla, copilașul ăla, dați-i, că nu v-am văzut pe niciunul pe la colțurile străzii cerșirii. Și să nu vă văd, și nici dumneavoastră pe mine. Dați-i că nu are de aia cere. Că nu dumneavoastră îi dați, ci Domnul îi dă prin dumneavoastră. Lăsați-l pe Iisus să curgă iubire înspre celălalt. Printr-un gest, printr-o faptă. Dacă îl dă la tată să și bea, nu-i nimic. Dumneavoastră dați-l. În cer s-a scris, azi a făcut unui om bine. S-a scris, azi a dat atât. Tot s-a scris, frate. Nu mai dau la părintele, nu mai dau la casa Domnului, că și-o luau părintele Mercedes, seria nu știu care. Înseamnă că tu n-ai dat la Dumnezeu.
Dumnezeu, tu ai dat chiar la Mercedes și ești vinovat și tu și părintele. Nu vă mai faceți probleme ce fac preoții cu banii. Aici nu-i cazul. Nu o să vedeți că umblăm pe nimeni cu tabla prin biserică să se audă tic, 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 tic. Că mie mi-e rușine să vă cer un leu. Eu când vă cer bani, noi demolăm biserica asta și mai construim una. Pentru că este nevoie azi mâine, pentru că o biserică aici. Dumnezeu lucrează. Și nu vă cer eu bani, vă cere Domnul. Pentru că se și vede. Vezi, cunoaște după roade, nu? Așa spune sora. Vezi, cunoaște după roade. Mulțumim! 3. E mai ferice să iubești decât să fii iubit, sora. Nu te iubesc, te iubesc. Dar zici și tu că mă iubești, că altfel nu mă sunt bine. E mai ferice să iubești, că zice că cea mai importantă persoană dintr-o sală de operație nu-i medicul, nu-i anestezistul, nu-i femeile care umblă cu ceașurile, ci amăritul ăla care urmează să fie operat. Că ăla trebuie să-l iubim toți. Asupra lui trebuie să ne concentrăm toți. El este subiectul, că dacă n-ar fi operatul, n-ar fi nici bloc operator. Dacă n-ar fi operat, n-am avea medici chirurgi, n-am avea asistente. Ați înțeles? Noi, ăia operații sunt de subiectele principale. 3. Dragostea este satisfacerea unei nevoi a oricărei persoane, și acum țineți-vă bine, în orice moment. În orice moment. Dumneavoastră ați auzit de timp. Ne tot uităm la tot pe ceasul, ca mult ridică părintele azi. Timpul. Haideți să vă spună cum e cu timpul ăsta. Zice că dacă timpul e de la Dumnezeu, curgerea lui de la diavol. Zice diavolul că știe mai are puțin timp în care să o ispitească pe sora, pe mine, pe fratele și să-l câștige de partea lui. Este una să-ți petreci timp cu aproapele tău și este alta să dai copilului bani și să-ți spun du-te, ocupă-ți timpul cu ceva. Este una să stai cu copilul tău un timp și alta este să scoți ceva și du-te, fă ce vrei cu timpul tău. Ați înțeles? Dați timpul dumneavoastră pentru aproapele dumneavoastră. Lăsați televizoarele. Că veți rămâne la televizor după ce va pleca soțul sau soția sau copilașii. Atâta vă veți uita la televizor că nu e adevărat. Când vă vor pleca copiii din casă. Că numai ce vin și vedem cum pleacă. Atâta veți sta la televizor de nu adevărat. Și știți ce vine pe televizor. O, de-am alege numai programele alea. Doamne, blochează telecomanda aia numai pe Trinitas, Alfa și Omega, Credo, Speranța, Părintele Dani, Radio, Calea Adevărul și Viața, predicile de pe internet și așa mai departe. Blochează, fă Doamne cumva tu, să nu le vedem numai pe alea. Sau Alba Iulia, postul Radio Reîntregirea. Fă cumva, Doamne, să nu mai vedem și Insula Iubirii. Doamne, ai milă. Scumpii mei, Dumnezeu ne iubește. Ne iubește cu o iubire infinită. Un predicator, a văzut un om căzut pe marginea drumului. A trecut pe lângă. Și seara a trebuit să predice despre iubirea aproape lui. L-a mai spus. Și s-a dat deoparte. Haideți să vă învăț astăzi, printr-o ilustrație adevărată din al doilea război mondial, ce este iubire. Se logodiseră. Erau proaspăt logodiți. Își declarase iubirea. Își puseseră de acord părinții. Totul era perfect. Și a venit momentul în care el a plecat pe front. Îi purta inelul pe deget, pus de ea. Și ea lui. Nu i-a mai scris nimic. După 2 săptămâni a aflat că este într-un sanatoriu și a primit o scrisoare ea acasă. Zice, te rog să mă ierți, dar trebuie să desfacem logodna. Pentru că eu nu mai am inelul care mi l-ai dat. Pentru că nu mai am nici mâna pe care mi l-ai pus. Nu mai pot să vin la tine, pentru că nu mai am nici picioare. Un obuz m-a sfârtecat, m-a terminat.
nu mai pot să fiu logodnicul tău. Du-te fericită și Dumnezeu cu siguranță mă va ruga pentru tine să-ți găsească un om. A doua zi s-a trezit cu ea la căpătâiul lui, la spital. Primul cuvânt, nenorocitule. Asta o viață. Cum crezi tu că ceea ce eu am spus îmi pot lua înapoi? Mâine facem nuntă. Mâine. Da, dar zice, eu nu te văd, a spus el. Nu-i nimic. Ochii mei vor fi ochii tăi. Dar eu nu pot să-ți dau un inel și nu pot să dau mâna cu tine când ne binecuvintează preotul. Nu-i nimic. Mâna mea va fi mâna ta. Dar nu pot să te duc la altar. Nu-i nimic. Picioarele mele vor fi picioarele tale. Ai putea, scumpă soră și iubit frate, să vezi iubirea pentru aproapele, începând de astăzi în felul ăsta? Ai putea să renunți pentru Hristos, la cumetrii, la relații, la sânge, legături de sânge, și să vezi în mine, cum eu văd azi în tine, cel mai important om? Ai putea să declare astăzi în numele Domnului nostru Iisus Hristos, uitându-te la sora și la fratele din dreapta ta și să-i spui te iubesc? Sau imediat când ne vom da sărutul plăcii, să-i întinzi o mână și să-i spui, Domnul să te binecuvinteze, nu te-am cunoscut. Pentru că știți ce este minunat într-o biserică? Că s-ar putea să stea domnul zugrav lângă domnul inginer. S-ar putea să stea sora de la linia de făcut Mercedes, da? Lângă doamna doctoriță. S-ar putea să stea fratele Nicolae lângă părinte. Dar avem un moment în Sfânta Liturghie în care ne dăm sărutare sfântă, sărutul păcii. Și asta vrea Hristos cu fiecare dintre noi. Ai putea să faci lucrul acesta. Pentru că în al patrulea rând și mă apropii de încheiere, trebuie să iubim cu orice preț, oricât ne-ar costa. Când tinerii noștri îți fac declarații, se duc și spune, îți place lumea de pe cer. Și el i-o promite. Știți de ce? Pentru că nu o poate da. Îi spune, te iubesc. Și ieftin te iubesc ăsta, dar cumpără-i mă și o floare care costă 10 lei. Pentru că dragostea costă. Pentru că și pe el l-a costat. Dragostea lui pentru noi, știți ce-l costă? Îi bem apa în fiecare zi, scumpii mei. Îi mâncăm pâine. Îi ponegrim în adevăratul sens al cuvântului creația și lăsăm atâta întinăciune în locul nostru. Deși Dumnezeu spune în fiecare zi, fă-te mai bun, mă, mai renunță la prostiile alea, întoarce-te, pocăiește-te. Ăsta este cuvântul pocăință, întoarce-le, pocania, întoarce-te. Asta face cu Dumnezeu în fiecare zi. Îl costă pe Dumnezeu fiecare dintre noi. Ne îmbracă, ne curăță, ne spală, ne mai iartă și de păcate și ne mai dă în marea lui milostivire după 2000 de ani trupul și sângele lui să-i bea. Pentru că știe că fără el toți suntem morți. Și eu și tu. Îmi spune poetul. Scumpii mei, nu este mai mare dragoste decât să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Și fiți atenți, nu ne-o cere nimeni. Dar noi toți cei care suntem aici, spre deosebire de câteva persoane, eu le știu, ne-am luat o palmă pentru Hristos. Sunt oameni aici care au luat o palmă pentru Hristos, cel puțin o palmă. Sunt oameni care și-au pierdut serviciul pentru Hristos. Și unul este cel care vă vorbește. Sunt oameni care au învățat copii să-L laude pe Dumnezeu și pentru că am cântat voi slăvi pe mielul gloriei, s-a sesizat unul și-o mă la episcopie și-o să episcopul. Mielul glorie la noi la ortodox și nu sunt vorbele astea. Nu? Și când m-am dus la masă și am stat de vorbă cu consilierul ăla, a zis, părinte, eu urmează să-ți dau ție cu subsemnatul, așa e? Da, bun. Nu uite cum facem, i-a spus. Eu mă ridic acum și zic un tatăl nostru, ca Dumnezeu să se coboare aici și să vadă care minte, părintele sau matale. Și el a stat ca un nesimțit în fund,
înșezut și eu m-am ridicat și am mărturisit pe Hristos. Știți ce a zis sora Maria? Atitudine sectară. Foarte frumos, că m-a rugat pe nostru. Dar după o lună de zile, părintele ăla nu mai era nici preot. Nici preot, nu consilier. Și eu eram preot. Și că atunci nu eram preot, eram doar un simplu dirijor. Pentru că așa lucrează el, când îți vede inima. Nu-ți fă probleme că lumea te va ponegri mai departe. Lumea va zice, ăla sau aia. Nu priviți viața unui om niciodată legată de o acțiune sau de o perioadă. Bă, o fi fost beotor, nu-i nimic, dar acum e copilul Domnului. O fi fost curvar, nu-i nimic, dar e copilul Domnului. Auzi ce scoate Domnul prin gura lui. Viața unui om trebuie luată pe de-a trebuie. Că așa am zis toți de Toma și am predicat aici. Până nu voi pune degetul în coastă, nu voi crede. Dar dacă nu era Toma, aveam noi Ioan 3:16. Dacă nu era Toma, aveam noi Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă nu era Toma, aveam noi Ioan 14:6. Doamne, nu știm unde te duci și nu știm nici calea. Ce a spus? Măi, Toma, de atâta vreme ești cu mine. Nu sunt calea, adevărul și viața. Asta a făcut Toma pentru noi. Și numim necredincios. O, mare credincios e Toma. Pentru noi, pentru oamenii care nu cred până nu văd, a aprobat Toma pe Iisus Hristos. Credeți că a mai pus degetul în coasta lui sau în urma rănilor lui? Nu. Când l-a văzut pe Iisus, a plecat capul și a zis, Domnul meu și Dumnezeu, iartă-mă, Doamne. Așa vom face și noi. Avem fiecare mii de întrebări să-i punem lui Dumnezeu. Așa-i sora astăzi. Doamne, de ce așa? Unde ești, frate Vasile? Mâna sus, să te văd. Azi dimineață, în fața catedralei din Orăștie, o femeie văduvă, acum, în prezent, care a plecat bărbatul ei în veșnicie, otrăvit de ciuperci. M-a întrebat așa, părinte, de ce l-a luat Iisus? De ce l-a luat Iisus? Azi dimineață, în fața bisericii, am lăsat pe fratele, am lăsat musafirii, că trebuia să-i le dau telefon, bă, ați ajuns cu tare, nu știu ce, și am stat și a lămurit o femeie de ce a plecat soțul ei. Zice, părinte, nimeni nu mi-o răspund la întrebarea de ce l-a luat Dumnezeu. Că zice, nu mi-a încertat niciodată, l-am iubit și m-a iubit. Am rămas cu doi copii și trei bătrâni în grijă, în întreținere. Și zic, știți de ce, soră? Hai să vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu vă iubește. Cum? Asta e iubire? Hai să vă spun, soră. Fiți atenți. O mamă, pe trecerea de pieton, și-a pierdut copilul. Deci ea a trecut, știți cum copiii, sau, jucăuși, a rămas în spate, a venit mașina, l-a spulberat din mâna ei. Nu vă dați seama ce-a fost pe casa aia. Mamă să-și îngroape copilul de câțiva anișori. Bun. Ce-a făcut mama? N-a mai putut să aibă copii. A înfiat un copil. Să vedeți cum lucrează Dumnezeu și să înțelegeți. Și a zis așa, măi, eu te iau de la orfelina, dar îți promit, când a început să dialogueze cu el, 12 ani, 13, la 18 ani, când vei împlini 18 ani, voi face tot ce stă în putință și îți voi găsi adevărata mamă, să o cunoști. Ca atunci când îți voi cânta la mulți ani cu sănătate la 18 ani și m-a ridicat tortul, să fiu și eu mama adoptivă și mama ta bună. Stai jos, frate scump, ca să ne vedem. Bun, mulțumesc. Ce s-a întâmplat? A venit perioada împlinirii vârstei de 17 ani și a aflat mama adoptivă că mama lui naturală a murit. Și țineți-vă acum de scaune. Înainte cu două zile să împlinească 18 ani, i-a pleznit la cap o venă și a murit și copilul. Și mama, care își pierduse primul copil în accident și înfiase un copil, deci propuse un lucru bun. Deznădăjduită îl întreabă pe Dumnezeu, cum ai putut să faci asta? Eu i-am promis măcar atât, fii atent, soră, că la 18 ani își va întâlni mama. Și aude vocea din cer, ți-am împlinit rugăciunea. Mama lui a murit și el, înainte să împlinească 18 ani, l-a trimis acasă și să întâlnească mama. Așa lucrează Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că tot ceea ce se vede și tot ce putem atinge și palpa aici, nu
Nu-i gata. Nu-i de ajuns. Vă așteaptă cu nun. Știți care este neputința noastră a preoților? Eu fac mea culpa în fața dumneavoastră, că nu vă putem arăta cerul. Să vedeți ce vă așteaptă. Dar ceea ce eu mă străduiesc este să mă îndrăgostesc credincioșii și enoriașii de cer. Veți umbla desculți pe aurul care acum îl purtați pe degete. Veți locui în veșnicie, veți mura printre stele, veți vedea întâlnire pe Saturn, pe inelul lui Saturn. Unde vreți voi, veți călători? Nu vă veți mai mărita și nu vă veți mai însura. Apropo, să nu credeți că puteți să vă duce soțul de mână în cer, nu. Trebuie să vină el. Vom fi toți ca îngeri. Dar vreau să vă mai spun ceva. Dacă aici nu reușim să ne spunem te iubesc, nu cred că ne va permite Dumnezeu să ne spunem acolo. Dacă aici nu pot să zic te iert, nu cred că îți va da Dumnezeu în cer să te întâlnești cu fratele Pătru să-ți ceri iertare mea. El va fi în loc de lumină și tu vei fi în locul lui Scarahoschi. La Miti, cum spune un prieten de-a meu, care nu numește pe diavol, îl numește Miti. Deci nu vei mai avea a doua șansă. Iubiții mei, acum, astăzi, aici. Știți ce trebuie să faceți? Plecați-vă o secundă capurile și spune, Doamne, eu mai am pe cineva cu care nu mă împac bine. Eu mai am să rostesc o rugăciune de iertare sau un cuvânt în dreptul privat. Ajută-mă să o fac, că mâine s-ar putea să nu mai fiu. Sau el să nu mai fie și să-mi pară rău, Doamne, să mă duc cu coroana și să Dumnezeu să-l ierte. Și eu ieri, când am avut ocazia să-i dau un telefon, n-am făcut-o. Nu l-am uitat. Știți de ce ne iubește Dumnezeu pe noi? Pentru că El ne-a iubit mai înainte să-L iubim noi. Și de ce ar trebui să-L iubim noi? Pentru că zice, te iubesc pentru că tu m-ai iubit întâi. Știți ce facem noi cu Dumnezeu? Imaginați-vă că primiți astăzi un cadou. Îl deschideți și când nu vă vine să credeți un colier acolo de vreo 24 de carate. Ți-l pune Dumnezeu la gât și tu spui, Doamne, nu faci bine să-mi dai și cutia. Că mâine îl voi da jos și trebuie să-l pun în cutie, la locul lui. Problema noastră e cutia, nu colierul. Dumnezeu în dreptul tuturor exclamă, asta iert! Pentru că te iubesc. Primești iubirea mea. Te-am iertat. Pe cruce. M-a întrebat cineva, Doamne, cât de mult iubești pe oameni? Iar el întârziu mâinile de la Iisus la Maica Domnului a spus așa. Iată cât de mult te iubesc. Credeți în iubirea lui Dumnezeu și în iertarea lui pentru numele Domnului. Și bucurați-vă. Sunt iertat că am fost mântuit. Sunt salvat, că ai fost jertfit și viața am acum. Căci Fiul Tău e în mine, Doamne, ai murit și ai înviat. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Ce dragoste acum privesc spre Tine, Doamne, sau înaintea Ta. Cu totul mă smeresc. Ce dragoste de Dumnezeu. Uitați-vă, numai vi le arăt și dați-mi voie numai două să vă citesc, oricare la întâmplare. Uitați-vă câte versete de iubire am adunat pentru dumneavoastră din Biblie. Uitați-vă, una, o foaie. Numai versete de iubire, declarații de iubire a lui Dumnezeu, două. Trei. Patru. Cinci. Atâtea am găsit într-o săptămână în Sfânta Scriptură. Vă citesc câte două de pe oricare pagină. Isaia 54:10. Aici avem iubitori de Biblie și pentru ei respect și iubesc. Pot să se munte munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Mai am unul. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Vă dați seama câte mai sunt. Alte două, de pe pagina 2.
Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. 1 Corinteni 14:1. Ultimul de jos. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Iubiții mei, aveți în fața dumneavoastră, vorbesc cu cei care nu mă cunosc, și eu îmi plec capul și zic a mea smerenie. Eu nu sunt plătit pentru ce fac aici. Eu lucrez ca și dumneavoastră la o firmă, cu un salariu micuț. Vin aici, știți de ce? Pentru că am intrat odată aici și mi-a plăcut locul, am zis, Doamne, am scris în cartea aceea și eu și nu eram preot aici. Pentru că cineva într-o zi, sora Maria, a pus mâna pe mine și a zis, nu va trece mult. Și Domnul îți va rândi o turmă și tu vei fi păstor. Am auzit asta aici și am crezut în locul acela. E sora Maria aici, v-am mai spus odată să spun, cât a fost la prima liturghie, soră? Trei. Știți cum arăta locul ăsta? O masă, uitați-o aici, Biblia asta de pe masă și crucea asta. Tot ceea ce vedeți, până și veșmintele preotului, este rodul iubirii dumneavoastră pentru Hristos. Mulțumesc. Așa lucrează Dumnezeu. Îi veți cunoaște după roade. Mergem mai departe. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Auzi că poți să fii doctor honoris causa, eu zic pauza, că unii sunt în pauză, așa? Ca să ajungeți plin de toată plinitatea lui Dumnezeu, Efeseni 3:19. Alte două versete. Ținta poruncii este dragostea care vinde dintr-o inimă curată, dintr-o cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 1 Timotei 1:5. Ultimul verset. Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Au ce condiții. Dacă nu iubești, du-te și lasă-L pe Doamne, Doamne, în pace. Nu mai vorbi de El, că îți faci numai păcate. Altă foaie. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii, 3 Ioan 1:6. Și două versete, că l-aș și sublinea, mărit să fie Domnul, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni 16:14, o prăjitură, o supă, o budincă, un iaurt. Faceți-l cu dragoste și binecuvântat va fi cel care va ne încădine. Și doi, căci în Iisus Hristos nici te era împrejurat, de auzi că nici botezul, nici ne te era împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Galateni 5:6, mă iertați. Am mai dat o foaie și ne-am plecat de final. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. 1 Ioan 4:16. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Eu dar vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă sufresc și vă prigonesc. Matei 5:44. Și-am întors foaia și acum vorbește cu noi cu toți. Sunt oameni aici, sunteți de acord că nu ne-am văzut niciodată. Eu mă văd și știu că nu ne-am văzut. Uitați ce vă spune Dumnezeu față de mine și mie față de dumneavoastră. Și acum rămâne ca fiecare să trage concluzie sau să acționăm mai departe. O da sau nu. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Frate, Domnul să te binecuvinteze. Vorbesc cu fratele cu ochelari din spate. Ești fratele meu. Să mă iertați că v-am vorbit la persoana întâi. Am zis, ești fratele meu.
că puteți să-mi fiți tată, spune. Dar eu trebuie să împlinesc ce spune aici. Decât să vă... Deci iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frăcească în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Romanii 12:10. Dumneavoastră sunteți aici, în altar, sunteți părintele care predica și eu sunt acolo. Atât de mult vrea Dumnezeu să ne iubim. Să ne punem unul în locul celuilalt. Și auziți, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr ce-am făcut până acum, v-ați curățat sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Adică, hai să te pup, frate Nicolae, ne pupăm aici în biserică de frate Leonaș, crede că suntem pe invers. Și după aia, după ce plecăm de aici, da? Să bine că s-au dus părintele. Iubiții mei, să nu fiți fățarnici, să spuneți albului alb și negrului negru. Așa fac creștini. Nu iubiți lumea. Atenție! Nici lucrurile din lume. Tot ce aveți acasă, să nu vă legați inima de ele, că aici vor rămâne. Dumneavoastră trebuie să zburați. În fiecare zi, cu fiecare liturghie, Dumnezeu pune câte o pană. Nu iubiți lumea. Dacă iubește cineva lumea, atenția, dragostea Tatălui nu este în el. 1 Ioan 2:15. Și pentru că nu mă lăsa cugetul, pentru că Domnul să o binecuvinteze pe sora Mariana Daniela, care e aici de față, au zis ce trimite ea mie prin internet săptămâna asta. Și eu îi răspund ei, dar noi împreună vă răspundem dumneavoastră. Au zis ce cuvinte îmi trimite ea mie, că am discutat că voi predica despre iubirea lui Hristos. Mai presus de orice, de credință de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de puteri, de cununi, mai presus de orice, e iubirea. Prin credință răstor munți înalți și cetăți și ți-arunci peste viacuri privirea, dar în cele cerești, ești atât cât iubești. Mai presus de orice, e iubirea. Dumnezeu e măreț, gem în calei furtuni, se cutremură toată zidirea, dar în surâsul blând îl auzi murmărând, mai presus de orice, e iubirea. Pregătiți-vă stânci pentru templul etern. Știți că Dumnezeu își va coborî noul Ierusalim din cer. Pregătește-te pământul că vine Domnul la tine. Orice piatră își are menirea. Deci ești o piatră scumpă, frate, în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii te văd un spine, ești un trandafir. Oamenii te văd o plantă din asta, un busuioc uscat, dar te ia preotul și te bagă în achiasmă și cu tine binecuvintează casa. Asta face Dumnezeu cu fiecare din noi. Când oamenii vă disprețuiesc și vă spun, nu ești bun de nimic, sau cum, Doamne ferește, învăț acum și pe mame și pe tată. Să nu dați vina pe copii și să ziceți, bă, așa trebuie, ești ca tată tău. Sau ești ca mumă ta. Să nu mai ziceți lucrul ăsta niciodată. Tu ești ca Domnul. Pentru că o mamă, scumpa mea soră, cu ochelari, vă iubesc. Știți ce a zis la micuța ei din primele zile după naștere? Misa lui tata. Misa frumoasă lui tata. Misa lui tata. Și la vârsta de 18 ani a ajuns Miss Univers. Pentru că o mamă i-a spus în fiecare zi, ești frumoasă. Ești cea mai frumoasă. Ești Miss. Să nu-i spune, ești prost ca tată tău. Să ești fără minte. Că așa îi. Și blestem. Să-i spune, ești binecuvântat ca Iisus. Te binecuvântez ca Maria. Te binecuvântez ca toți sfinții din cer și de pe pământ. Tu ești binecuvântatul meu, că ești darul făcut de Dumnezeu mie. Pregătiți-vă stânci pentru templul etern, orice piatră și are menire. Chiar pământul-i primit, căci Iisus l-a sfințit, căci a scris pe pământ cei iubirea mea. Scumpii mei, și acum dau și o replică, mă iertați. Ieremia 31:3. O declarație veșnică pentru toți oamenii care sunt aici. Te iubesc cu o iubire veșnică. Domnul să binecuvinteze iubirea. Uitați-o. Vă dau voie să vă întoarceți. Uitați-vă că a intrat iubirea peste noi. Uitați-vă. O vedeți?
Slăbit să fie Domnul. Haide, haide, haide soră și adu-o în fața camerei, să vadă, să vadă și cei de pe internet, cine ne vizitează pe noi. Întoarce-te, te rog. A venit iubirea. Uitați-vă. Uitați-vă. Slăbit să fie Domnul. Acum a intrat. Te iubesc cu o iubire veșnică. Ieremia 31:3. Pentru că ai preț în ochii mei, mulțumesc, soră, Domnul spune și ne cuvinteze. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau pentru tine popoare, pentru viața ta. Isaia 43:4. Și închei prin cuvintele inegalabile ale poetului Adrian Păunescu, plecat la Domnul. Le-am găsit ieri dimineață și dau replică sorei și dumneavoastră. Dumneavoastră, dragi civili din lume, urmăriți de moarte unanim, vă propun o nouă strategie. Să ne iubim. Să ne iubim. 2. Dragostea e calea contra morții. Dragostea e un atac sublim. Vă propun o nouă strategie. Să ne iubim? Să ne iubim. Și permiteți-mi să vă invit să vă ridicați cu toții în picioare, pentru că vreau să încheiem cu versurile acestea. Să ne iubim? Să ne iubim! Să terminăm al morții haos! Să ne iubim! Să ne iubim! Îndrăgostiți, și eu continui, pun o virgulă, frați creștini, pe loc repaus. Ați înțeles? Doamne Iisuse Hristoase, ne plecăm capetele înaintea Ta, singurului Dumnezeu adevărat, înaintea Tatălui și înaintea puterii și luminii și înțelepciunii Duhului Sfânt. Doamne, poate n-am cunoscut până astăzi ce este iubirea, poate n-am vorbit nimeni de iubire, poate nimeni nu ne-a arătat, poate nimeni nu ne-a spus nimeni te iubesc. Poate n-am mai primit o floare sau o vorbă bună cu lunile. Dar, Doamne, astăzi am învățat că Tu ne iubești. Și dacă ne iubești Tu, suntem cei mai iubiți. Și dacă ne fericești Tu, suntem cei mai fericiți. Și dacă suntem copiii Tăi și mântuiții Tăi și răscumpărații Tăi, știm că Tu ai spus prin gura Ta, mă duc ca să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, ne plecăm ființele înaintea Ta și tot ceea ce suntem, Doamne. Și Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos să ne înveți de astăzi să iubim. Și când vom ieși din acest lăcaș de închinare, prima persoană pe care o să o vedem înaintea ochilor, prima persoană, Doamne, să ne promitem astăzi că îi spunem, Te iubesc, așa cum Tu, Iisuse, m-ai iubit pe mine. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă iubesc de nu vă vedeți, cum zice.